Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, în acest capitol din Evanghelia după Marcu avem câteva pilde după care urmează minunea cu potorirea furtunii. Toate acestea se găsesc și în Evanghelia după Matei, cu excepția unei anumite pilde care nu apare în această Evanghelie, singura parte care face din acest capitol unul deosebit și vrednic de reținut. Capitolul începe cu pilda semănătorului, care este enunțată doar pentru ca apoi să avem și explicarea ei. După aceea urmează alte pilde și o minune. A spus la început că acesta este o evanghelie a acțiunii, dar în acest capitol accentul este pus pe pilde, cărora li se alătură și o minune. Observați însă că pildele redate de Marcu aici sunt pilde de acțiune de asemenea. Este mereu ceva în mișcare sau în curs de transformare, de dezvoltare. Astfel, tot acțiunea este caracteristica principală și când este vorba de pilde. Dar să urmărim textul Evangheliei. Isus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod, la el s-a suit și a într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Acesta este începutul celui de-al patrulea capitol. Matei redă acest incident puțin diferit, în sensul că ne spune că Domnul Isus a ieșit din casă și, pentru că se strânseseră foarte mulți oameni, a trebuit să se suie într-o corabie. Așa cum este redat în Matei, acest fapt are un anumit simbol. În general, casa înseamnă casa lui Israel, iar mările reprezintă neamurile. Astfel, Isus se întoarce de la poporul său și se îndreaptă către neamuri. Acesta este, de fapt, contextul acestor pilde și așa trebuie considerate, în contextul lor global. Cred că este foarte important să înțelegem acest lucru. Toate acestea se întâmplau în punctul culminant al lucrării Domnului Isus. El era foarte ocupat, asupra lui se exercita o presiune foarte mare și era slăbit din punct de vedere fizic. Era atât de obosit încât a adormit în corabie pe mare, așa cum vom vedea puțin mai încolo, chiar în timpul furtunii. Acum însă, Domnul începe să învețe pe acești oameni. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea le spunea. Isus a apelat la pilde pentru a învăța pe oameni foarte multe lucruri. În acest moment, el este la jumătatea celor trei ani de lucrare. Până acum mai folosise limbajul simbolic, cum este cazul femeii de la fântână, căreia i-a vorbit despre apa vieții. De asemenea, Domnul Isus le-a spus ucenicilor că îi va face pescar de oameni și că holdele sunt albe, gata pentru seceriș. El a mai vorbit și despre sare și despre lumină, despre temelia pe nisip sau stânca unei case. Dar acestea nu sunt pilde. Este doar un limbaj metaforic pe care Domnul Isus Hristos l-a folosit pentru a face pe oameni să înțeleagă mult mai bine ceea ce vrea să comunice. Acum el a adoptat metoda pildelor și începe prin a spune această pildă semănătorului atât de bine cunoscută. Ascultați! Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte din semânța a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spine au crescut, au unecat-o și n-a dat roade. Acestea sunt cele trei soluri pe care cade sămânța și îi reprezintă pe cei nemântuiți care nu primesc Evanghelia. Ei nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Viața lor este ca pământul acela de lângă drum, unde păsările ciugulesc și înghit sămânța. Diavolul fură cuvântul. Alții sunt asemenea unui loc stâncos, unde soarele usucă sămânța, din cauza că ea nu a ajuns la adâncime unde se poată fi protejată. Dacă sămânța ajunge printre spini, aceștia o năpădesc. Dar mai este și pământul bun. O altă parte a căzut în pământ bun. A dat roadă care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Prin urmare, numai un sfert din semințe au căzut pe pământ bun, ceea ce îi reprezintă pe cei mântuiți care au primit cuvântul. Dar vedeți, există trei niveluri de rodire. 30, 60, 100 de ori. Dacă vă amintiți, Domnul le-a spus celor mai apropiați, adică celor 12 ucenici care erau cu el în odaia de sus, înainte de a pleca spre grădina Ghețimani. El a spus așa, Eu sunt adevărata viță. Apoi le-a spus că dorește ca ei să aducă roadă, multă roadă, roadă din belșug. Și cu acea ocazie a fost vorba de trei niveluri de rodire, ca și aici, în pilda asemănătorului. Apoi a zis, cine are urechi de auzit, să audă. Domnul trage un semnal de alarmă aici. Totuși, unii nu au văzut acest semnal pentru că în versetul următor citim. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Este evident faptul că unii nu au înțeles deloc această pildă. Când îl întreabă pe Isus, el răspunde prin aceste versete care au o doză anumită de ambiguitate. Îngăduiți-mi o explicație care poate fi de ajutor. Motivul pentru care a apelat Domnul Isus la acest fel de vorbire, de comunicare, pildele, în ultima parte a lucrării sale, este acesta. Dușmanii săi respingeau învățăturile iar mulțimile deveniseră indiferente la adevărurile spirituale. Pe ascultătorii săi interesa foarte tare să vadă minuni, fără să-i preocupe deloc semnificația lor spirituală. Isus se folosește acum de pilde pentru a le capta interesul. Atitudinea antagonistă a dușmanilor lui și letargia, dezinteresul și lipsa de înțelegere a oamenilor cereau o schimbare. Așa s-a făcut trecerea la folosirea pildelor astfel încât cei care însetau după neprihănire să fie săturați și cei care doreau adevărul spiritual să aibă ochii deschiși. Același gând îl găsim în capitolul 2 din prima epistolă către Corinteni, unde Pavel scrie așa, Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Mai departe, în versetul 13, Pavel continuă. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Acesta este un principiu important, valabil și astăzi. Noi putem folosi orice mijloc imaginabil în încercarea de a-i face pe oameni să înțeleagă adevărul spiritual. Dar este necesar ca ei să dorească să înțeleagă aceste lucruri pentru ca ele să fie reale pentru ei. În acest punct, aș dori să fac următoarea afirmație. Dacă inima și ochii unei persoane sunt deschise și ea vrea să cunoască aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu va aduce adevărul în inima sa. El va face aceste lucruri reale și vii pentru acea persoană. Noi folosim adesea expresia vei fi pierdut dacă nu îl primești pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Dar acest lucru nu este întru totul adevărat. Adevărul este că ești deja pierdut dacă nu l-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al tău. Și lucrul care ar trebui afirmat cu tărie este că vei continua să fii pierdut atâta timp cât nu-l primești pe El, cât nu-l accepti pe El ca mântuitor al tău. Și, dragul meu, dacă ești pierdut, reacția față de Cuvântul lui Dumnezeu. Felul în care primești acest cuvânt, acest mesaj din partea lui, va determina ajungerea ta la mântuire. Te vei încrede în Hristos? Îl vei primi pe El ca Domnul tău personal? Poate că unora li se pare că a face așa ceva seamănă cu o superstiție. Nu cred că este deloc așa. Să vă dau un exemplu. Să presupunem că trebuie să plecați într-o călătorie. Alegeți să plecați cu trenul. Pentru aceasta vă trebuie bilete de călătorie. Dar mai întâi trebuie să aflați care sunt trenurile care merg în direcția dorită de dumneavoastră. Vă prezentați la ghișeu și acolo domnișoara binevoitoare vă dă informațiile necesare. Imediat cumpărați și biletele. Acum nu o cunoașteți personal nici pe persoana de la informații, nici pe cea de la bilete. Cu toate acestea, nu puneți la îndoială nici informațiile oferite, nici valabilitatea biletelor, nu-i așa? La fel ne-a dat și Dumnezeu cuvântul său. El ne cere să ne încredem în Hristos. Și atunci este nevoie să aplicăm ceea ce învățăm. Credința noastră în felul acesta va crește. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța care cade. Ce fel de sol sunteți voi astăzi? Vă semănați cu pământul cu spini, cu cei în cazul cărora sămânța a căzut lângă drum sau într-un loc stâncos? sau a căzut cuvântul lui Dumnezeu pe pământ bun. Acesta este lucrul cel mai important. Toți suntem pierduți. Ce contează este felul în care primim cuvântul lui Dumnezeu, această veste bună a mântuirii noastre. Astfel se decide dacă suntem mântuiți sau rămânem pierduți. Acum urmează explicarea pildei semănătorului, până la versetul 20. El le-a mai zis, nu înțelegeți pilda aceasta? cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin semânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa, cei înfățișați prin semânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă, unul treizeci, altul șaizeci și altul o sută. Voi trece repede peste această explicație. Semănătorul este fiul omului și semânța este cuvântul lui Dumnezeu. Păsările de la marginea drumului îl prezintă pe satan. Pământul stâncos îi reprezintă pe cei care îngăduie persecuției și necazurilor să se îndepărteze de Dumnezeu. Apoi mai sunt cei asemănați cu sămânța căzută în locurile stâncoase, adică cei care se lasă furați de grijile acestei lumi. Aceasta este lumea de astăzi. Foarte mulți oameni permit acestei lumi să-i țină departe de Dumnezeu. Sămânța căzută lângă drum îi întruchipează pe cei care sunt cu adevărat schimbați, transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Aceștia aduc roade în măsuri diferite, astfel că numai o treime din ei aduc o sută de ori mai multă roade. Observăm deci că avem o pildă plină de acțiune. El a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfejnic, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Este o nouă pildă. Este o pildă a luminii și a acțiunii ei lumina creează responsabilitate. Un om care primește adevărul trebuie să acționeze. Noi suntem răspunzători după măsura de lumină pe care am primit-o. Lumina strălucește și foarte important este răspunsul vostru la lumină. Lucrul demn de reținut este acesta. Noi eram în întuneric înainte ca lumina Evangheliei să răzbată până la noi. Avem impresia că omul este păcătos din cauza slăbiciunii sau a ignoranței sale. Dar în epistola adresată romanilor, Pavel spune foarte clar și foarte sincer că oamenii, chiar dacă l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Omul este un păcătos de voie, deliberat, nu de nevoie. Păcătuiește pentru că aceasta este voia lui. Astfel de păcătoși suntem. Dar lumina care ajunge în lăuntrul nostru va crea o responsabilitate. Omul este pierdut și dacă nu acceptă lumina, dacă nu îl primește pe Isus, va rămâne pierdut. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Și aceasta este o acțiune. Dumnezeu cere o astfel de acțiune. Credința este acțiune. Credința înseamnă a acționa pe baza spuselor lui Dumnezeu. Cât de important este și astăzi acest lucru? Revin la exemplul cu trenul. Trebuie să acționezi pe baza faptului că ai bilet. Trebuie să ai încredere în faptul că există un tren și că acesta te va duce acolo unde dorești să ajungi. Dar dacă pur și simplu stai în stație, doar crezând toate acestea, nu vei ajunge acolo unde dorești. Trebuie să crezi în de ajuns de mult pentru a te urca în acel tren. Aceasta înseamnă crede. El a mai zis, cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea greu de plin în spic, și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea pentru că a venit secerișul. Aceasta este o pildă mai specială pe care a spus-o Isus și care numai Marcu o redă. Este încă o pildă a acțiunii și are ca subiect împărăția lui Dumnezeu, Amintiți-vă ce am spus despre cei doi termeni folosiți în Evanghelii: împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor. De fapt, aici acești termeni sunt sinonimi, dar împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor nu sunt identice. Împărăția lui Dumnezeu este termenul mai larg care cuprinde întreg universul. Împărăția cerurilor este Domnia lui Dumnezeu pe Pământ, care este, desigur, în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Isus vorbește aici despre creșterea seminței. Nici astăzi nu știm prea multe despre felul în care crește o sămânță astfel încât ajunge o plantă care apoi dă roade. Este un mister. Aceasta este o altă pildă a puterii și a acțiunii. Este adevărată vechea zicală care spune: Stejarul mare din ghindă mică răsare. După atâția ani de progres științific, omul nu are prea multe de adăugat la aceasta deși rezerva de cunoștință a crescut considerabil, nu înseamnă neapărat că și pricepem mai multe lucruri. În timpul lunii martie am călătorit cu trenul prin ținuturile din sud. Venise deja primăvara și se vedeau copaci în muguriți, florile deschizându-se, agricultorii, grădinarii trebăluind de zor. Nimeni nu putea spune ce se întâmplă, dar toți reacționau cu voie și ele la această trezire la viață, anticipând cu bucurie recolta viitoare. În natură era eliberată o putere uriașă, pe măsură ce câmpul se înveșmânta în verde. Dacă Dumnezeu ar dezlănțui dintr-o dată această putere, ar avea o asemenea forță, încât bomba cu hidrogen nu ar avea pe lângă ea o amploare mai mare decât a artificiilor chinezești. Această pildă ilustrează puterea cuvântului lui Dumnezeu la lucru în inimile și viețile noastre. Urmează acum a treia pildă despre sămânță în acest capitol. El a mai zis: Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? sau prin ce pildo vom înfățișa? Se asemănă cu un greunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar, după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari. Așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Isus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă. Dar când era singur, la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Acum, muștarul este un condiment. El crește, într-adevăr, dintr-o sămânță foarte mică și devine un tufiș suficient de mare încât păsările să-și facă cuib în el. Dar Domnul Isus folosește acest exemplu pentru a ne arăta cum crește cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. El crește și aduce rod. Vedeți, după ce Domnul Isus se oprește din predicat, ucenicii pleacă pe mare. De acum, Domnul dorea să se odihnească pentru că era deja o Încă o dovadă că Domnul Isus Hristos a avut și această latură umană, Acum urmează minunea prin care el potolește furtuna de pe mare. În aceeași zi, seara, Isus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabie în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia cu apă. El dormea la cârmă pe căpătâi, Ucenicii l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, Taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tu n aveți credință? I-a pucat o mare frică și zicea unii către alții, Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Este o minune, nu-i așa? În același timp, această minune îi pune pe ucenici în dificultate. Tocmai îl vedeau pe Omul Isus, Omul obosit, Omul istovit, Omul care adormise și care dormea fără grijă, chiar atunci când vântul stătea să răstoarne corabia. Dar, dintr-o dată, îl văd pe Domnul Isus. Domnul Isus, cel care are autoritatea să stăpânească peste vânt și peste mare. Nu atât faptul că Isus a potolit furtuna, cât faptul că Marea a răspuns imediat. A fost evenimentul care a făcut pe ucenici să se teamă. S-a liniștit instantaneu și s-a făcut cu desăvârșire calmă. Această minune este atât de extraordinară încât oamenii au fost cuprinși de frică. Avem o lecție minunată aici. Domnul ne pune în mijlocul furtunilor vieții pentru că noi să venim tot mai aproape de El. Și să-l cunoaștem tot mai bine. Să vedem că el este atât de plin de dragoste și de bunătate, care este în aceeași măsură cu autoritatea pe care o are. Să primim, deci, cuvântul lui, care este un cuvânt autoritar. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico.